Deci cine sunteți și de ce? Zic? Exact. Florin Galiș e numele meu. Și sunt, în contextul acestei întâlniri, traducător din limbile italiană și spaniolă. În ultimii 10 ani, traducător de teatru. Înainte de romane. Și, mă rog, multe alte lucruri. Tehnice, mai puțin tehnice, filologice, culturale, articole. De toate am tradus. O să fac tot în continuare ca un copil de 4 ani. Cum ați ajuns să faceți asta? Foarte bună întrebare asta. O foarte bună prietenă, redactor la Editura Univers, un filolog și un italianist și un om de cultură de o ținută excepțională, Sanda Anghelescu, care ei sunt recunoscător pentru foarte multe lucruri, m-a făcut traducător. Mi-a propus în 1993 un roman care câștigase deja foarte multe premii în Italia, un scriitor, Paolo Maurensig, aflat la debutul lui literar, și mi-a spus, uite, am romanul ăsta, citește și vedem dacă vrei să-l traduci. Iar întâlnirea mea cu acest roman a fost absolut fabuloasă. Am dat de o scritură de un rafinament și de o erudiție pe care nu o mai întâlnisem de-a lungul cursurilor studiilor universitare la Universitatea București. Nu întâlnisem așa o limbă italiană. Și am avut timp 3 ani de zile în care să fac precum cu cărțile de joc. Să le las traducerea să se mai răcească, să o reiau, să... Am lucrat, cred că, de 20 de ori prima pagină, care e, de fapt, legenda despre șah. Varianta Lüneburg se cheamă romanul. Și cum nu se hotărau editurile legate de drepturile de autor, de pretențiile pe care le avea scriitorul italian pentru a veni aici la o lansare, până la urmă n-a mai avut loc nicio lansare, romanul a ieșit la Editura Univers în secolul 21, în colecția secolului 21. Mie nu mi-a spus nimeni decât o prietenă care mi-a zis, Florine, ți-a ieșit romanul, l-am văzut la Dallas. Și a fost o mare bucurie. Iar eu îi datorez faptul că sunt acum traducător și de atâția ani, din 99, de fapt din 93, că atunci am început să mă măsor cu tălmăcirea textului, Sandei Anghelescu. O să mă duc un pic înapoi, mai înapoi de momentul ăsta, și revin cu aceeași întrebare, cum de s-a întâmplat? Pentru că până să traduceți romanul ăsta, ați făcut școală, până să faceți școala, ați învățat cele două limbi. Până să învățați cele două limbi, ați ajuns să le învățați. Da. Care a fost parcursul în sens invers? Cum s-a întâmplat să intrați în spaniol? În sens invers, n-am foarte multe explicații conștiente și raționalizante. Ideea e că eu m-am îndrăgostit de limba italiană când eram în clasa 10-a, la un liceu industrial de arhitectură și m-am înscris la Institutul Italian de Cultură pe Nuferilor la un curs de italiană de începători. Am început acolo cu o profesoară excepțională, într-un grup de oameni cu diferite motivații. Poate că eram cel mai mic, pentru că eram elev între 10. Și absorbeam pur și simplu cu o sete imensă de a învăța limba asta care m-a fascinat de la început, care era limba prin care eu vroiam să ajung în pictura renașterii florentine, la Florența.
Deci arhitectura v-a împins către limba italiană. Nu, nevoia de a face altceva decât liceu și de a face altceva decât teatru de păpuși, că făceam teatru de păpuși la Biblioteca pentru Copii Mihail Sadoveanu. Și asta era activitate extrașcolară, dar de învățat. Am învățat să mânuiesc în anii ăștia de liceu de arhitectură și am învățat italiana. După care, 2 ani am făcut, au anunțat la universitate prin broșura aia nemaipomenită care ieșea și arăta care sunt facultățile, ce fel se va studia, ce se va da la examen, câte locuri sunt, că nu va exista italiană în anul în care eu urma să termin. Dar eu eram deja elevul la liceu Tonița. Pentru că visul meu a fost, dorința mea a fost să ajung la Tonița și am ajuns la Tonița la secție industrială de sculptură în lemn, se numea prelucrarea lemnului. Dar practic am făcut sculptură acolo, am învățat să sculptez, nu, să cioplesc cu dălțile mobilier. Și a trebuit să fac o pauză și să mă apuc de engleză, care nu mi-a plăcut, făcând engleza dintre a doua și stăpânind-o așa ca să mă descurc, să vorbesc eu la mare cu străini și să am o corespondență interzisă în vremea comunismului cu străinii care veneau pe litoral și cu o verișoară din Suedia. Cu alte cuvinte, limbile străine sunt o pasiune aproape nativă. Eu, ca limbă maternă, aș avea limba maghiară, pe care mama, Dumnezeu să o odinească în pace, nu m-a învățat. Însă eu am furat-o de la rudele ei din Ardeal încă de la 5 ani când am ajuns prima oară. O vorbesc cel mai mediocru din toate limbile pe care le pun în CV, dar nu mă cumpără, nu mă vinde nimeni în limba maghiară. Dar e o piatră încă de încercare și încă lucrez. Iar intrarea la italiană a avut loc după ce am mers în armată la Camel, ca să mă disciplineze regimul, că eram foarte insubordonat. Și acolo, cu speranța că voi intra în... Deci am plecat în 87, în toamnă, septembrie, și în 88 am venit în concediu pe care l-aveau militarii. De o lună de zile m-am înscris la Universitatea București și am dat examen la română-italiană. Evident că l-am picat, dar eu învățam italiană făcând și câte 2 plantoane pe noapte ca să-mi păstrez. Bine, a fost simpatic că comandantul nostru era, capitanul nostru era foarte mândru că are 3 absolvenți cu BAC din București, în pluton, și ne-a făcut o cameră specială de studiu, eram studioșii plutonului și era o mare fală pentru el, care era oltean. Dar am luat ceva sub 4, acolo m-am întâlnit cu actuala mea soție la examen, l-a picat și ea, ea dădea prima oară eu cu Iunia. Și pe urmă am intrat în facultate după armată, învățând foarte disciplinat la italiană, la română, gramatică română și literatură. Și am trecut de o mare concurență, am intrat, am fost 2 și suntem 2 care am făcut ceva în viață cu italiana. Am plecat cu bursă în Italia în 90. M-am oprit în fața domnului din Firenze, deci mi s-au legat lucrurile. Iar spaniola eu datorăm căderii comunismului, pentru că am putut să renunțăm la română, care era limba secundară obligatorie, fără altă opțiune, intraserăm la italiană-română. Și ne-am luat spaniola amândoi. Ea din motivele ei, eu, pentru că eram îndrăgostit de muzica lui Iglesias, de El Greco, de Spania din romanele lui Octavian Paler, de Don Quixote, și cam așa. Și așa am terminat italiana-spaniola spre surprinderea, surpriza și marea mirare a profesorilor că ce l-abiam o fată, adică am reușit să scoatem la liman cu foarte bună competență și italiană și spaniolă. Am avut de-a lungul timpului în facultate burse în Italia împreună și separat am început să predau la școala italiană Aldo Moro ca maestru de elementari.
Mi-am stricat spaniola castiliană cu niște argentinieni la Cernavodă, că am avut un an în care am stat acolo predat la școala italiană. Păi mi-am stricat-o cu niște peruani pe care i-am cules de pe stradă și am devenit managerul lor sin fronteras. După care acum 11 ani mi-am stricat-o în Mexic, definitiv, că am stat 5 luni cu o bursă de creație artistică din partea guvernului mexican. Și am tradus două piese care sunt inedite, ale unui mare dramaturg și literat mexican, Dante Medina. Le-am tradus împreună cu Iunia și sper să iasă într-un volum curând. Mi-aș fi dorit să le văd și puse în scenă. Că asta a fost angajamentul meu față de cei care mi-au dat bursa la Guadalajara. Cam asta. Deci ar fi momentul să vă întoarceți în Spania, ca să recuperați castiliana. Într-un fel mă întorc în spaniolă. Într-un fel mă întorc în spaniolă. Traducerile din spaniolă au fost două romane ale lui Rai Loriga. Sunt traducătorul Rai Loriga în România, 2009-2010. Lansate la Cărturești și în Bookfest și care au fost scoase la Curtea Veche. Astea sunt singurele romane din spaniolă. Iar piesele de teatru au venit după întoarcerea din Mexic în Fabula Mundi, colaborând cu Teatrul Odeon, cu Institutul Cervantes și aici suntem. Traducem din italiană și din spaniolă piesele în Fabula Mundi și în alte proiecte cu diverse alte teatre. Ce s-a întâmplat în școală, în facultate? În sensul că obligatoriu când încep cursuri, când ai un nivel universitar de lucru în jurul tău, probabil că e altă atmosferă decât atunci când lucrezi la Institutul Italian, când ai burse, pentru că pe lângă obligativitatea de a trece examene, este și un parcurs mai adânc în limbă, mă gândesc, nu? A fost o mare bucurie venirea lectorilor străini. Eu cu cel italian, Onofrio Cerbone, mi-am făcut lucrarea de diplomă în italiană, iar cu lectorița de la spaniolă am învățat lenguaje colochial, care ne-a ajutat să înțelegem filmele lui Almodovar, să citim o anumită literatură din anii aia 90. Noi am terminat în 93, am intrat în 89 și am terminat în 93. Și eram foarte, foarte susținut de profesori excepționali pe care am avut la spaniolă mai ales, mai puțin la italiană, dar am învățat foarte mult de la lectorii străini. Foarte mult. Am avut în anul întâi un lector străin care ne-a făcut istoria artei și civilizație italiană. Ne chema sâmbătă și ne făcea diapozitive, proiecții, albume, full immersion în limba și civilizație italiană înainte de a ajunge noi cu bursa în Italia. Și oamenii care veneau să facă câte un curs din ăsta, visiting professor, deși nu exista conceptul, dar cam așa veneau. Și bursele pe care le-am avut în Napoli, în Perugia, eu am fost în nordul Italiei, prima oară. Și am găsit un foarte mare entuziasm la oamenii care au văzut cât de îndrăgostiți suntem de italiană. Iar Spania am văzut-o de-abia în 98, când am plecat într-un voluntariat în Spania și Portugalia, dar eu m-am dus de fapt pe urmele lui Antonio Gala, care câștigase premiul Planeta cu un roman, El Manuscrito Carmesi, la Granada, ca să văd unde a trăit ultimul sultan al dinastiei Nasari, Boabdil I. Eu de aia m-am dus în Spania. Am stat în Barcelona, e adevărat, acolo am făcut team building și a fost frumos, cu copiii de imigranți, vorbind toate limbile pe care le puteam vorbi, și franceză, și engleză, și italiană, și spaniol, italiană cel mai puțin. În Portugalia am vorbit și portugheză, nu mă întrebați cum. Am vorbit și catalană, pentru că în timpul facultății am avut un profesor, Virginiani, care acum e la Barcelona,
care ne-a făcut și membrii ai Societății Dante Alighieri și ai Societății Română-Catalane Ramon Llull și ne-a făcut curs de catalană, când în universitate nu se auzise de catalană, tot așa facultativ. Eu am încercat să fac maghiară facultativ, dar tocmai se scria că Ardealul e românesc și nu mai găseam pe nimeni care să vină voluntar la un curs facultativ de maghiară, așa că am avut șansa să fac un an la Institutul Cultural Maghiar când eram profesor în Aldo Moro, că erau peste drum de Aldo Moro, era Institutul Cultural Maghiar. În Deci, din fine. punct de vedere lingvistic, sunteți un cetățean al lui. Da, iar acum fac greacă pe o aplicație, pe Perimeni, telefon. perimeni, ajungem și acolo. Da. Alte întâlniri, întâlniri care ușor, ușor v-au dus către traducere. Deci a fost Sandan Ghelescu care m-a făcut traducător și mulțumesc din toată inima mea, toată recunoștința. Apoi, pentru romanele în spaniol ale lui Roriga, îi mulțumesc colegii prietenii mele dragi, scumpe Alina Cantacuzino, care e și ea traducătoare de spaniolă. Lui Dante Medina, cu care am lucrat cot la cot pe traducerea pieselor lui Iernești în română, în casa lui din Guadalajara, de perioada cât am avut bursa asta de 5 luni, în 2012, și de la care am învățat imens, imens, pentru că el e filolog și om de teatru și de litere și de tot ce vrei tu pe pământul ăsta, format în Europa, în Franța. Și cam asta. Poate că omit pe cineva, dar eu am trei romane, piesele de teatru. Mie mi se pare important să dezvoltăm un pic, să explicăm un pic cum se întâmplă tipul ăsta de întâlnire. Pentru că nu mergi pe stradă, te întâlnești cu cineva și zici, gata, de mâine tu îți propun să fii traducător. Cum a evoluat relația asta care v-a dus către traducere cu fiecare dintre cei enumerați? Deci, eu am învățat limbile străine, italiana în primul moment, din dorința de a face ca ceea ce este în italiană eu să pot citi în original și apoi gândindu-mă să fac să ajungă la prietenii mei, la prietenii mei, atenție, nu la necunoscuți, lucruri pe care eu le citesc și la care ei nu au acces. Iar publicarea primului roman tradus din italian a fost o imensă bucurie, de pentru care eu am cumpărat mult mai mult decât mi-a dat editura Univers 10 exemplare și le-am dăruit prietenilor ca să le citească, neavând o lansare. La fel am făcut și cu Loriga. Deci motivația principală e nevoia de comunicare. Dar le-am împărtășit prietenilor, oamenilor dragi. Uitați, aveți acces la oamenii ăștia care pe mine mă fascinează cum scriu și m-am străduit cât am putut eu și cum m-am priceput. Iar foarte mult ca traducător am învățat de la Iunia. Enorm de mult. Adică. Adică iar un alt stil de abordare a traducerii. Traducerea în mintea mea și după atâta experiență e ca tango. Pues bailar tango es como... Ah, perdón. Să dansezi tango este un lucru care se face în cuplu. Este unul care conduce și altul care se lasă condus. Noi, în tango-ul nostru traductologic, eu și cu Iunia, de când traducem de la Maurensing, deci vorbesc de 1994, cred că ți-am zis de el, sau 96, noi de atunci suntem un cuplu traductologic, cel puțin, care asta face. Eu pornesc, iar ea e cea care mă urmează, dar îmi imprimă și ritmul feminin. Eu am o traducere masculină, mai colțuroasă. Ea cu siguranță mult mai dulce, îi plac formele rotunde. Prin urmare, este fascinant cum noi am ajuns să traducem piese de teatru și avem spectacole care se joacă și în momentul ăsta în București. Seara asta mergem să vedem Iusei Tomato, pe care am tradus-o și pe care n-am văzut-o la Sala Mică la Teatrul Național București. Există o tehnică, o mecanică, o... Acum, în facultate am învățat să facem traducere
didactica. Nada más, nada menos. Și am lucrat traducere școlărească. N-a fost nimic ieșit din comun. Eu, dar asta nu-i traducere, e interpretariat. Eu am făcut interpretariat din 91 cu echipe de televiziune din Elveția, de la Lugano, de limbă italiană, și tot ce au avut reportaje în România le-au făcut cu mine. Până în anii 2000. Până după întoarcerea din Mexic. Când n-am fost eu, a fost iunia cu ei. Și acolo am învățat foarte mult, da? Aia era vorba pe viu. O să te filmeze camera și pe urmă să faci... Am mers la Lugano și am lucrat în moviole, la montaj, la subtitrare și la... În fine. Deci acolo am învățat foarte mult. N-am făcut în școală niciodată nici radio, nici televiziune, nici nimic. Eu făcând facultatea de teatru și film, Academia de Teatru și Film, după universitate, că mai vroiam ceva mai mult, îndrăgostit fiind de teatru, am avut deschiderea asta spre audiovizual și am avut niște profesori care ne-au vorbit un pic despre ce se face, dar eu am făcut pe viu cu elvețienii. Și deci și asta a contat. Însă traducerea propriu-zis, iar traducerea de teatru este cel puțin în două personaje și se dau replici. Ori noi când traducem și verificăm traducerea, jucăm un pic pentru că suntem amândoi histrionici și ne dăm replicile și dacă n-au naturalețea pe care trebuie să o aibă replica teatrală în scenă, nu e bine. Iar aici acordul final face iunia. Și avem mulți autori pe care i-am tradus și multe piese foarte frumoase. Iar în Fabula Mundi, dacă am ajuns, după întoarcerea din Mexic, a fost datorită colegii mele de teatrologie, Tamara Susoi, care este omul principal la Teatrul Odeon și care ne-a spus, ne-a făcut invitația asta de a intra ca traducători pe italiană și spaniolă în Fabula Mundi din momentul în care ne-am întors din Mexic, chiar din 2013. Și pe lângă traduceri, eu am făcut întâlnirea dramaturgilor cu studenții de la Masterul de Scriere Dramaturgică din UNATC. Două zile la rând erau și lectură dramatizată la Odeon și întâlnire cu studenții la UNATC. Deci acolo am învățat foarte mult, iar dacă îi datoresc cuiva lucrul ăsta, e Tamarei Susoi, care ne-a și publicat piesele într-un volum, două volume de dramaturgie contemporană. Revin ca un copil de 4 ani. Există o tehnică? Mai. Și de la Cătălina Iliescu, profesoara noastră de spaniolă și prietena noastră foarte dragă, care este traductolog, doctor în traducere și anglistică și la Universitatea din Alicante, o somitate în momentul de față, care în momentul în care mie mi-au propus la Spiru Haret, eu am avut și 20 de ani de profesor la Spiru Haret, care s-au încuiat intrând în șomaj, pur și simplu, fix acum 10 ani, mi-au dat un curs de teoria și practica traducerii. Eu nu știam cu ce se mai. Cătălina, venind într-un turneu de lucru în București, a fost foarte gentilă, amabilă și responsabilă pentru mine și m-a alfabetizat în ceea ce înseamnă tehnicile. Și atunci eu am putut să țin un curs, jos pălăria, comilfo, legat de tehnici de traducere, strategii traductive, tipologii textuale și toate teoriile cele mai actuale, cele mai moderne, cele mai cele, ale unui belgian, ale unor americani, anglosaxoni, eu nu citesc în engleză, decât așa pentru teza de doctorat am citit în engleză. Și deci Cătăline Iliescu, Gheorghiu, îi datorez enorm pentru că m-a alfabetizat în ceea ce înseamnă. Dar ei traducerea care nu e literară, pentru că eu n-am predat traducere literară, eu am predat tot felul de traduceri, eu am învățat pe studenți să-și traducă actul de identitate, CV-ul, certificatul de naștere, documente de studiu, coze del genere.
Deci există, pentru că e o știință și e și o artă. Și am citit multă literatură publicată în română și m-a fascinat lucrarea lui Umberto Eco, care se numește Tradurre è quasi dire la stessa cosa. Adică a spune aproape același lucru, e publicată și în română. Și deci am avut norocul și cred că studenții mei care au învățat cu mine cursul ăla, chiar îl făceam în anul 4, se făceau încă 4 ani, la Spirul Haret, cred că, nu știu dacă au ajuns traducători, dacă unii da, la Rao, la Nemira, am văzut. Deci există, dar există o artă și o fascinație. Și îmi vine în minte că o să scriu un eseu despre la traducción como tango. Care este raportul dintre tehnică și talent? Trebuie să iubești enorm limba ta în care existi și de care nu poți să scapi. Poate dacă de umbră poți să scapi că faci niște trucuri de optică, de limba maternă sau aia în care existi, nu. Pe urmă să fii îndrăgostit și pasionat, nebunește de limbile astea pe care le vizitezi și parcă ești oaspete în niște case fascinante, în care umbli prin toate cotloanele, pentru că ai voie, pentru că ți iei dreptul și ești autorizat. Sunt și traducător autorizat de italiană, spaniolă și interpret, da. Nu despre asta e vorba, că n-am vrut să traduc acte. Când vorbesc de tehnică, există un anume mod de a-ți alege, să zicem, niște sinonime? Oh, da. Sau se face E la foarte instinct? multă chestie de inspirație, de cum îți pică fisa, de cum te trezești dintr-o dată și ai soluția, sau o ceri și o are altcineva, pentru că tu ești blocat pe o anumită variantă care nu te mulțumește și simți că nu poți să treci de piatra asta de potignire. Când traduci, ești obligat să actualizezi? Cu alte cuvinte, una e să traduci la începutul anilor 90 și alta e să traduci Categoric. la... Am tradus și poezie pentru că m-a provocat Alina Cantacuzino, o poetesă spaniolă, Ana Rossetti, cu origini în România, în familia Rossetti, care a venit la prezentarea unei antologii și am tradus poezie. Eu nu aveam curajul să mă ating de poezie, sub nicio formă. Păi poate cel mai bun exemplu, că aceeași poezie la 2 ani sau 20 de ani diferență se poate traduce altfel. Da. Cel mai greu cred că e să traduci limba copiilor infantilă, basme. Noi ne-am apucat să traducem creangă și tinerețe fără bătrânețe împreună, așa, din pasiune. O autoare italiancă pe care nu a publicat-o nimeni în România, din păcate, și este o mare autoare, Paola Capriolo, și pe care o avem în sertar, ca să zic așa. Eu aș fi vrut să traduc Octavio Paz, când nu erau interesați marii noștri editori de un autor care a luat premiul Nobel pentru literatură în 1990. Ce să zic? Păi, tocmai că sunt lucrări și limbaje total diferite, nu există riscul, pe de o parte, să nu-i fie inteligibil pentru că e scris la alt moment și traducerea e făcută pentru un anumit nivel. Bine, acum îți găsești posibilitățile să te situezi în orice epocă, în orice registru, să scotocești, să scormonești. Mai puțin cu traducător automat asta, nu? Și cu inteligența artificială am o mare reținere că se va putea să ne lase acasă inteligența artificială pe noi, pe traducători. Dar ar putea deveni un ajutor, că Da, sigur, categoric. e ca și cum, nu știu, îți pavează drumul. Da, dacă e un auxilio, benvenga. Dar dacă nu e un auxilio și este o artificiozitate, non grazie. Revin un pic la tehnică. Știu că poate să pară un pic bizar când vorbești de tehnică, pentru că totuși literatura de orice fel, traducerea de orice fel, chiar și aia tehnică,
e totuși un act intelectual și mai puțin un act mecanic. Totuși, vreau să știu dacă există tot niște mecanici, măcar alea care, de exemplu, acum sunt preluate de inteligența artificială. Că atunci când e un text, mai ales dacă volumul e mare de traducere, probabil că ai nevoie să-ți construiești, să-ți creezi o structură, să te apuci să intri în traducere și să revii peste. Nu? Probabil că mai întâi traduci, să zicem, gros, după care revii și... A, deci ca metodă, care e metoda? Da, da, da. Eu îi zic tehnică, că okay. Eu sunt tehnic. Deci... Romanul întâi l-am citit. Pur și simplu, fără să fac nimic altceva. Și pe al lui Maurensic și pe cele două ale lui Larica. Probabil că și piesele de tradus, toate piesele de teatru întâi le-am citit. De tradus m-am apucat să traduc cu creionul pe hârtie. Cu variante, cu lăsat puncte, cu pus întrebări și notat las dudas, le zice în spaniolă. Cu cătă zic, am și eu niște dude, spune-mi și mie ce fac aici. După care, venind calculatorul și având calculator, am început să traduc pe calculator. Deci pe Maurensic l-am tradus bătând la mașină pe un Olivetti împrumutat. Iar pe calculator am tradus două capitole din Marea Brava pentru TVR, o telenovela. Și un prieten foarte bun mi-a dat un calculator, un PC, că nu se putea face altfel, că cei din televiziune aveau nevoie de formatul așa. După care, acum nu mai scriu pe hârtie, dar toate cele trei romane au fost fascinat de Loriga și Dante când au văzut că eu scriu cu creionul pe hârtie și fac corecturi și cu multe culori și diverse. La Maurensic, fiind foarte la început, având niște descrieri atât de precise și atât de greu de cuprins în cuvinte, eu le-am desenat. Cu creionul am făcut niște mici miniaturi ca să știu cum abordez. Mi-am dat seama cât de mult se întâlnesc toate lucrurile pe care pot să le fac, să le reprezint, ca să mă ajut. Și acum... În momentul în care s-a făcut bruta copie, zic italienii, ciorna, avem lucrurile care sunt legate de cultură, de aspecte din astea, de nu mai știu cum le numesc Bulgaria aia din teoria traducerii, că na, Ivanov, nu-i mai știu, nu-i Florin, în fine. Idiolecte, nu mai știu, bat câmpii, nu vreau să greșesc conceptele astea, mă ceartă cătă. Și mai ales că le-am predat la o vreme și le știam. Ideea e că dacă găsești, ce să zic, termeni regionali, dialectali, colocviali, de argo, de slang, de ce-o fi, cântece din vremea legionarilor din dictatura lui Franco, cum am găsit la Loriga, diverse chestii legate de cultura evreiască, cum am găsit la Maurensig, și așa, pe alea ți le notezi și începi să cauți. Eu am mers la Veneția și m-am dus în cartierul sinagogilor evreiești să găsesc pe cineva bătrân să-mi explice ce vrea să spună Maurensig cu niște lucruri pe care le scria în italic și n-am găsit pe nimeni că nu mi-au dat voie să vorbesc cu rezidenții de acolo, dar atâta eram de interesat să aflu. Dacă am avut 3 ani la dispoziție să tot întorc traducerea aia, vă dați seama. Bun, și deci cu asta încep și pe urmă îți lămurești, după care trebuie să fie, mai ales în teatru, să fie natural. Și datorez lui Lorenzo Pisano, Pier Lorenzo Pisano, al cărui spectacol se joacă la Odeon și se numește Pentru binele tău, piesa pe care eu i-am tradus-o, care a câștigat premiul Histrio pentru dramaturgie. Faptul că am avut și o parte de o întâlnire unul la unul, traducător-autor,
gândită în Fabula Mundi. El a venit la București, afară ningea frumos, eram în librăria Paveziana a Marii Chirițescu, care și ea m-a ajutat mult în munca de traducere. Ea împreună cu soțul ei au tradus Cezare Paveze. Sunt niște traducători de italiană fabuloși. Și Mara, și soțul ei, Dumnezeu să-l odihnească în pace, Florin Chirițescu. Prin urmare, vezi, îmi vin nume de oameni cărora le datorez foarte mult legat de traducere. Și n-am nicio problemă să confrunt traducerile și soluțiile pe care le am, în primul rând cu Iunia, e clar, și cu ceilalți prieteni și cunoscători, și mai ales cu o ureche necontaminată, cu acel creier limpede care trebuie să zică, bă, sună prost. Nu, asta nu sună natural în română. Făi ceva, dar nu, e forțat. Și sunt oameni care nu au legătură cu literatura, dar citesc, le place să citească sau au un simț al limbii pe care noi, filologii și poligloții, nu știu, îl avem un pic atenuat din cauza atâtor științe care s-au suprapus și teorii și... Apropo de asta, există cumva riscul ca poliglot să pățești ca turistul care a văzut prea multe țări și nu mai știe unde a fost? Sau să confunde locurile? Nu știu, mai pune-mi altfel întrebarea asta. Ai crescut prea mult dintr-o dată. Nevoia de exprimare e valabilă în orice limbă. E fundamentul oricărei limbi. Da. Fiecare limbă se exprimă în felul ei și o să revenim un pic și la chestia asta. În momentul în care vizitezi limbile alea, ești ca un turist într-o anumită privință sau ca un vizitator sau ca un invitat, că totuși nu e limba ta maternă. Da. Vizitându-le, trecând dintr-una într-alta, nu există riscul la un moment dat să intri într-o confuzie cum e turistul care se duce în toate țările europene și nu mai știe dacă era la Praga, la Budapesta Aba, da. sau Deci nu ni se întâmplă să vorbim între noi ori în italiană, ori în spaniolă. Eu mai bag și maghiară. Și lumea ne știe că suntem așa. Și ne vin cuvinte în italiană, dar nu ne vin în spaniolă când ar trebui să ne vină în spaniolă. Da. Iar profesorii noștri au fost foarte îngăduitori în anul întâi când ne alfabetizam în spaniolă și comiteam niște contaminări între italo-spaniolă, spaniolo-italiană. Era un dizastru, un macelo, propriu un macelo. Dar aia a ținut un an de zile. Anul întâi în care noi am avut cursuri intensive ca să... Că am intrat în semestru 2 cu spaniola și trebuia să ne dăm examenele pentru tot anul întâi. Și am avut pe Andrei Ionescu, pe Cristina Hăulică, Dumnezeu să o odihnească în pace, mulți profesori excepționali care Că înțeleg bine spaniola, ați învățat-o atunci. ne-am alfabetizat, am luat-o de la zero, da, iar italiana intrasem cu ea prin examen cu o mare concurență. Și am intrat doar Ați noi doi. avut colegi care n-au reușit, care au renunțat? Da. Pentru că mi se pare logic, deja când ești un tânăr adult, e destul de greu să înveți ceva de la zero. Când ai 7, 10, 12 ani, 15 chiar, ți-e mai ușor. Eu vorbesc acum și din experiența mea ca tată, îmi dau seama cât de ușor e unui copil de până în 12 ani să învețe ceva nou și cât de anevoios e pentru cineva care deja are un foarte mare bagaj de cunoștință și are 16, 18, 20, 22. Și mă gândesc că pe de o parte, ăsta e riscul, că înveți greu, uneori nu deloc, mai ales o limbă străină. După care, senzația mea este că după ce fixezi a treia limbă, a patra intră ușor singură. Așa e, și pe urmă celelalte. Ideea e, probabil că n-am zis-o, eu sunt îndrăgostit de muzică. Pentru mine muzica e un univers. Și atunci fiecare limbă străină pentru mine e o nouă muzică care mă cucerește, mă seduce. Cum e greaca, de când am mers în Grecia, dar și de dinainte.
cum e ceha de la Arabella, pe care o vedeam și eram fascinat și am acum DVD-ul cu toate, tot filmul. Cu faptul că eu am învățat să număr de la 1 până la 100 înainte să învăț în română, de la bunica vecinelor mele maghiare de pe scară, jucându-mă cu ele, care erau un pic mai mari decât mine, și bunica care, într-o joacă, a început să zică Ketu Harum Negiot Hot Hat Nulski Lentis. În casă, părinții mei, mama cu tata, vorbeau în maghiară ca să nu înțeleagă copiii. În Ardeal toată lumea vorbea maghiară și spuneau Eznem Besil Modiorul Roman. Ei, și eu m-am ambiționat să înțeleg acea limbă așa. Și am în mine o chemare pentru limbi străine și întâlnirea cu aceste muzici. Dacă aș avea viața să învăț toate limbile, le-aș învăța pe toate. Germana nu s-a prins de mine. Culmea este că vreau să dau un exemplu legat de germană. Eu nu știu germană. Dar întâmplarea a făcut că, fiind într-un spațiu germanic, relativ recent, nu înțelegeam ce zic, că n-aveam cum să știu, dar înțelegeam despre ce vorbesc. Și am început să mă întreb, că asta mi-am adus aminte că atunci când am fost plecat în alte țări, mi s-a întâmplat la fel. Eu, spaniola, de exemplu, nu vorbesc. Dar pentru că într-o vreme am avut foarte mulți hispanofoni în jurul meu, numai hispanofoni, de fapt, iar la un moment dat ziceau, bă, fiți atenți ce vorbiți cu băiatul ăsta, că înțelege. Deci nu vorbesc, într-un fel sunt cum era bancul ăla, cu, care, diferent, care am asemănat într-un câine și un inginer. Cam doi o privire inteligentă, dar nu se poate exprima. Așa simt, mi se întâmplă mie să fiu într-un spațiu nu cunosc limba, dar probabil datorită ușurinței de a vorbi în două, trei limbi străine, deja undeva simți ce ți se vorbește. Da. Știi, la Praga aia vorbești ceha și totuși știi ce vorbesc. Sau poți să ghicești. Pe urmă, mergeam la cinematecă, începând din clasa 8-a, și erau filmele lui Fellini, Antonioni, Pasolini. Traducea o doamnă la cască și auzeai limba și vedeam filme pe pâine, vedeam și câte trei filme într-o zi sau patru și auzeam toate limbile. Pe urmă, subtitrarea pe care o avem și filmele în limba originală e un atu extraordinar al românilor de a fi vorbitor bun de limbi străine și de a-și însuși tot. Ce să zic? De exemplu, a trebuit să plec să fac un doctorat la Geneva. Eu franceza, am făcut-o în Tonița între 11-a, 12-a, pentru că n-am mai vrut să fac rusă, pe care o făceam dintre a 5-a. Și nu mai aveam apetit, nu avusesem, n-am avut profesori care să-mi placă. Și a trebuit, neavând niciun certification de Alliance Française sau așa ceva, să dau un examen eliminatoriu la Facultate de Lettres de 4 ore de marut. Eu am plecat din România în septembrie, având examenul în octombrie, doar cu cărți de franceză, exerciții în română și franceză, și acolo prietena mea îmi dădea, cu care eu în casă vorbeam italiană și cu ea și cu fata ei și cu toată lumea, îmi dădea teste de, și dictare și tot. Și am luat acel examen. Și am intrat la departamentul de italiană cu ideea de a face... Dar pentru mine franceza era o limbă pe care o vorbeam intrând în boulangerie. Bonjour, ça va? Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? M'amuzam, je m'amuse toujours avec le français, nu? Și e o uimire cum de vorbesc, pentru că eu vorbeam în secretariat, cu conseiller aux études, cu toată lumea pe acolo, că altfel vorbeam spaniolă, italiană, vreau să fac... M-a apucat să-mi de romanș, de retoromană, fiind acolo ca limbă, m-a amuzat. Și puteam să mă duc la orice curs, vreau să merg și pe la cursuri de spaniol, în fine. Și doctoratul ăla nu l-am făcut, dar am făcut doctoratul în teatru la niște ani distanță, 9 mai exact, la un ATC. Și de-aia am ajuns în Mexic, grație acestei teze de doctorat pe Don Juan. Mi s-a părut foarte interesantă povestea cu desenul, cu desenatul. Când traduci, cred, eu încerc să mă gândesc la mine ca lector, când
citesc un text, o poveste, ce-o fi ea, obligatoriu îmi construiesc o imagine. Da. Obligatoriu. Eu, poate și pentru că sunt de imagine, când citesc, văd. Și cred că întreb, de fapt, oare ca să traduci, te ajută foarte mult dacă îți construiești o hartă mentală a textului? Da. Iunie e foarte vizuală. Foarte vizuală. Eu sunt vizual, dar mai cult, mai puțin, mai mult școlit și mai puțin nativ. Iunia, în schimb, e atât de vizuală încât are niște imagini pentru a învăța lucruri în limbi străine și face niște asocieri de metafore vizuale. Mai ales în Mexic, unde lucrurile diferă și nu le poți reține, iar o paradigmă pe care o folosește un algoritm de compunere aglutinantă, probabil că i-ar zice un filolog, despre care ar putea ea să povestească. Noi, de exemplu, ne aducem aminte ce am învățat, de la cine am învățat în facultate, ca expresie, come modo di dire italiano, expresione în spaniol, modismo, algo así, proverbe, diverse chestii. Le știm exact de la cine. Și mult datorăm în școala italiană călugărițelor care erau italiene, sor Antonia și sor Rina, care vorbeau cu noi și de la care învățam foarte multă limbă vorbită de persoane cu 20 și un pic de ani mai mari decât noi și venite din două regiuni diferite ale Italiei, din Veneto, sor Antonia, și din Roma, sor Rina. Și deci ne-am îmbogățit foarte mult. Și avem și un prieten la Napoli, napoletano doc, cu care am învățat foarte mult și pe napoletană, plus când ne uităm la rai, de când avem posibilitatea să ne uităm pe rai 1, rai 3, citim în continuu, eu citesc și Iunia, citim în italiană, în spaniolă, eu în franceză. Dacă înțeleg bine, în momentul în care traduci, fundamental să cunoști limba țării respective, nu, limba spațiului respectiv, așa cum e ea acolo. Vie. Exact. Vie. De ce e important? Pentru că altfel nu-ți iese. Îți iese ceva nefericit, stângaci, inadecvat, se numește în teoria traducerii. Și nu te crede nimeni. Fără viață. Fără viață. Ori limba e cel mai viu lucru pe lângă noi, dar ne însoțește. Orice ființă are o limbă. Și mut fiind are o limbă. Gesturilor. Am zis mai devreme că o să revenim la exact chestia asta. Și mi-am întâlnit o chestie. Probabil că m-a ajutat pe mine faptul că am făcut teatru de păpuși, pentru că acolo traduceam prin mișcarea păpușii ceea ce era înțelegerea mea prin corpul meu. Eu trebuia să nu mă uit în tavan cu păpușa, ca păpușa să nu iasă cu ochii în tavan când apărea în scenă. Iar doamna Gabriela Stamatia, de Dumnezeu să o odinească în pace, care a fost mentorul nostru, păpușăreasă de talie mondială, a fost la un congres în Indonezia, invitată UNESCO. Ea era foarte exigentă pentru că vrea să scoată din noi niște artiști și eu cred că m-a ajutat că la 14 ani am învățat să mănuiesc. Și am făcut chestia asta când eram deja doctor în teatru și profesor universitar. Eu mergeam și mai mănuiam prin diverse locuri și prin Cismigiu și prin Cărăstrău și prin diverse săli și evenimente și prin grădinițe. Pe urmă, când eram șomer, am mers cu prietenul meu să mănuim în grădinițe, ilustram povești și bazme. Revin la o întrebare a mea mai veche, sub altă formă. Când treci dintr-un spațiu lingvistic în altul, treci dintr-un spațiu mental în altul. Da. Pentru că e absolut evident că fiecare limbă și are construcția mentală proprie. Există momente de confuzie, există momente de nevoie de readaptare?
Între italiană și spaniolă? Italiană, spaniolă, română, oricare, maghiară. Pentru că o vreme, când ești băgat într-un text italian, de exemplu, ești cu totul acolo și trăiești în limba italiană. Cu alte cuvinte, devii sub o anumită formă un pic italian, mental vorbind. Când ești obligat să te reîntorci în limba ta, sau mai grav, când ești obligat să o traduci, tu ai nevoie să te reîntorci în o altă mecanică mentală pe care trebuie să o faci ca limba din care traduci să rămână credibilă. Cum se întâmplă asta? Că de-aia insist pe ideea de tehnică, că sigur există niște mecanici de aplicat. Că altfel iese tot timpul furcurisioară. Uite, Zomir, îmi vine în minte un lucru pe care nu ți l-am spus, dar nu că ți l-am tăinuit. Pur și simplu nu a venit. După ce ne-am întors din Mexic, ceea ce ni s-a întâmplat nouă fundamental mie și Iunie a fost că am intrat într-o formare de 4 ani în psihodramă clasică moreniană. Ori, acolo am făcut 4 ani de formare, 3 ani de terapie de grup, tot de psihodramă, multe workshop-uri de psihodramă, însemnând weekend-uri, vineri, sâmbătă, duminică, cam 20 de ore de workshop, conferințe naționale de psihodramă, unde am fost și traducători pentru oaspeții din Italia, de exemplu. Dar psihodrama te face să fii într-un spațiu care e lumea ta interioară pentru 2 ore, pentru 6 ore, pentru 10 ore, dimineața până seara, de exemplu, și pe urmă să ieși în lumea reală. Și atunci noi suntem lucrați să ne disociem în felul ăsta și atunci nu avem nicio problemă. Cred că asta e singura explicație pe care ți-o pot da pentru momentul ăsta în care noi avem 54 de ani și am terminat de 6 ani psihodrama și suntem psihodramatiști amândoi. Pe lângă faptul că am ajuns ca traducători la tine aici, în discuția noastră. Cât din parcursul de până acum a fost instinctiv și cât a fost conștient? Chiama lo destino, che ti devo dire? Vale, Conștient a fost așa, că am simțit că nu mai pot să stau în școala italiană ca profesor de elementare și un profesor irosit la Spiru Haret și mi-am luat un an în care să mă duc să văd ce pot eu să fac în Geneva, în Elveția, în 99. Conștient a fost că mi-am dorit să ajung în Spania ca să văd și eu Spania. Și mi-am luat un voluntariat în Spania și în Portugalia. Conștient a fost că m-am dus la Florența cu un an înainte ca să văd cum lucrez cu toxicomanii tot într-un voluntariat. Conștient a fost că am vrut să merg să fac teatru, alegând între teatru și film, când am avut posibilitatea celei de-a doua facultăți. Conștient am fost când am ales pe Don Juan pentru teza de licență cu doamna Tonița Iordache și pe urmă am făcut doctoratul. Și conștient am fost când am văzut ce fascinant sună psihodrama și am povestit Iuniei și ea a zis vreau și eu și ne-am înscris la ultimul workshop de selecție și am intrat în formare. Cam astea sunt, însă sunt toate niște întâlniri pentru care îi mulțumesc lui Dumnezeu că am fost sincronizați cu locul în care s-a întâmplat inspirația. Există diferențe ca și traducător când traduci teatru față de atunci când traduci roman? Da. Nu trebuie nimic de poezie. Poți să întrebi și de poezie. Pentru că, clar, Amândoi scriem poezie și eseuri și povestiri scurte și... teatru e teatru, romanul e Da. romanul, poezia e poezie. Sunt lumi Nu, diferite. ceea ce ți-am zis, în roman, limba, e nevoie să fie ca și cum ar fi scris în limba în care o citește omul care deschide cartea. În teatru e nevoie să fie viu pe scenă. Bine, acolo umblă regizorii foarte mult. Umblă chiar prost, pentru că ei nu au văzut originalul și nu au competența pe care o am eu ca tălmăcitor, traducător.
Dar aia e treaba lor, în momentul, cum zice Rai Luriga, în momentul în care ți-ai dat opera în mâna unui director de cine, o de teatru, loc să ia, tu nu mai ai niciun drept să mai revendici nimic sau să te lamentezi, ceea ce nu fac. Și, dar mă bucur să văd că sunt regizori care ar vrea să ne cunoască pe noi ca traducători și să lucreze cu noi măcar la prima lectură. Nu mi s-a întâmplat încă lucrul ăsta cu nimeni. Dar se poate întâmpla. Însă, într-adevăr, replica de teatru e vie și e foarte diferit să traduci roman și proză față de teatru. Cu alte cuvinte, în sensul ideal ar fi că un text din afara limbii celui care, trupei care se va juca, ar trebui la proiectul ăsta trebuie să participe autorul, traducătorul, editorul, Categorie. dramaturgul teatrului, Dacă există dramaturg în formula aia nemțească, da, da? și regizorul, plus actorii. Dar pentru că și actorii au nevoie să înțeleagă niște opțiuni pe care le-ai făcut-o pentru limbajul vulgar, de exemplu, pe care tu nu-l pui frust, că-i la modă, sau dă tare, sau auzi pe scenă cuvinte impactante. Nu, pentru că nu e în spiritul personajelor, nu e în spiritul dinamicii interioare a evoluției personajelor. Pentru asta este teatrolog. Cavolo! Primul lucru pe care îl prinzi pentru o limbă străină sunt înjurăturile. În italiană e tot timpul asocierea unui lucru murdar cu divinitate. Ceea ce nu e cazul în român. Că zici porco dio, în românește, dacă zici porco dio, nu are niciun Da, duplu. dar zici și porcocane și porcavaca. Ceea ce pe mine m-a lăsat la Firenze, la toxicomanie, am învățat de porca vaca. Cum traduce asta? Iurie, cum traduce asta? Că în nicio altă limbă Nu o nu o să traduce. traduci la fel, Nu o da? traduce, o echivalez. O echivalență. Ceea ce nu se traduce, se echivalează. Da, pentru că Poate să are. fie varianta ușoară, blândă. Măi să fie. E pe naiba. E hai las-o. Da de un... Nu, da de unde nu. Recunosc că nu mai țin minte, Ba ci pa măti. la Și un moment. diverse alte, știi? Dar e nevoie să fie în spiritul, cum zice Aristotel, în spiritul personajului. Sunt limbi care au căile lor, nu e că e intraductibil cuvântul dor. Ce e intraductibil e lumina lăsată, revărsată de lună pe suprafața mării liniștite, care în limba turcă are un singur cuvânt și pe care noi am văzut-o în Bulgaria și am văzut-o și în Turcia. Pe Bosfor. Alea sunt, sau ce mai e prin japoneză sau așa, alea chiar sunt intraductibile, da, dor. Păi dor vine de la dor și doare și de la dorință, a dori. Ce e atâta metafizică în cuvântul dor? Miorița e intraductibilă. Categorică, da. Sau zmeu zmeilor. Deși și povestea asta lui Cărtărescu au tradus-o foarte bine în italiană. Prietena de-a noastră și fostă studentă de-a inimii, Leva. Uite, Levantul lui Cărtărescu, m-am ridicat eu și i-am spus-o lui, Levantul dumneavoastră, domnule Cărtărescu, eram la Cervantes, este intraductibil. Ceea ce s-a publicat nu e Levantul, este ceva ce ați dat că ar fi Levantul, dar nu e Levantul ăla pe care l-am citit eu. Și-l citim noi români. Când a venit Pamuk în România, când i s-a tradus prima carte, a insistat să explice presei, în conferința de presă, cât e de important ca autorul să lucreze cu traducătorul, chiar și dacă el, ca autor, nu cunoaște limba care se traduce. Pentru că pentru el cel mai important nu era să traduci motamo sau să traduci precis sau chiar frumos, între ghilimele. Pentru el era important ca, așa mai au să aminte de
turci, fluiditatea pe care el o știe din propriu scris, să o regăsească când citește în românește. Da, naturalețea și firescul limbii în care a scris. Și el simțea această nevoie ca atunci când lucrează cu traducătorul să simtă că se recunoaște pe el chiar și dacă nu înțelege fiecare cuvânt. Și mi s-a părut extraordinar pentru că era prima dată când aveam un autor care e preocupat foarte puțin de traducerea efectivă, de da, să fie precis cuvântul respectiv și nu altul, cât să rămână stare. Da, iar autorul știe el și doar el ce anume a pus acolo. De-aia sesiunile mele cu Dante, ale noastre cu Dante, au fost o școală de învățare foarte mișto. Haideți să revenim un pic la ce ne doare pe noi aici, la partea ce ne de dramaturgie. Ce ne doare? La partea asta de dramaturgie, mi s-a părut foarte interesantă ideea că atunci când traduci și joci, o să-mi detaliezi un pic mai mult cum se întâmplă jocul ăsta? Păi, în primul rând, vizualizez scena cu descrierea, pe urmă, îți zugrăvești personajele, gesturile, mimica și umbli la tonalități, la interpretare, la pauze, la interpretare și la inefabilul ăla pe care îl are replica dată pe scenă, la perisabilitatea limbii rostite aici și acum în seara respectivă la spectacol. Altfel nu știu să zic. Cum? Și atunci e și mai important să știi cum să trăiești în țara respectivă, cum se trăiește în limba respectivă. Da. Ca să poți să o aduci în română. Da, de exemplu cu Lorenzo, care e napoletan, cu Pisano, Lorenzo Pisano, eu i-am zis, noi în română avem două variante, fratii meu sau fratele meu. Și zice, ma questo si dice in napoletano? Frate mă, soră mă. A rămas uluit, el neștiind română. Și zic, deci optez pentru categorică, da. Pentru frate meu, soră mea, nu fratele meu, sora mea. Alte limbi nu pot să facă chestia asta. Franceza, engleză. Nici spaniola. E mi hermano, y ahí está. Prin urmare, te duci cu arme și bagaje, cu mintea, cu trupul și cu sufletul, cu imaginația și cu totul, acolo, în povestea aia, pe care o tălmăcești. E superb verbul a tălmăci, dar știi de unde vine? Din limba maghiară. Tolmaci este traducător. De acolo e tălmaciu. Mie îmi place foarte mult. Nu e subiectul direct al interviului de azi, dar cred că e interesant cum te trezești tu ca traducător să descoperi cât de mult a vizitat româna tot spațiul ăsta din jurul României. Cum ai impresia că e o limbă care s-a plimbat de colo-colo și când s-a întors acasă, s-a întors cu bagajele pline de alte cuvinte. Păi așa e. Cel puțin la noi care am vizitat atâtea limbi străine, am îmbogățit româna categoric. Și avem și o genetică bogată. Trebuie să recunoaștem. Noi doi. Și pe urmă limba română este o limbă foarte primitoare, ospitalieră. Ea primește fără să deformeze sau fără să înghesuie și să tolereze cuvinte. Și face împrumuturi lingvistice în mod frumos. Cu bunăvoință, cu gentilețe, în mod seducător. Unul din lucrurile care m-au frapat pe mine
în străinătate este că foarte des, să zicem numele unui actor celebru, sau scriitor. Sau scriitor, deci nume celebre, să zicem, noi le pronunțăm ca la mama lor acasă. Ca la mama lor acasă. Și în limba în care ajungi, nu înțelegi despre cine e vorba. Exact. Iar oamenii ăia, la rândul lor, nu înțeleg dacă e în românește asta sau cum este. Și titlul romanelor sau filmelor, la fel. Păi, pe aripile vântului în italiană e Via Col Vento. Iar numele personajului, Scarlett O'Hara, cum crezi că este? Rosella. Rosella. Și Lev Tolstoi e Leone Tolstoi. Guglielmo Shakespeare. Și tot suiul de Bazaconi. De rămâi așa. Iar Colgate e Colgate în Italia. Pentru că așa a fost introdus de atunci. Și hot dog în spaniolă e perro caliente, tradus literal. Și așa e. Te face să râzi de asta, nu? Cum și pizza e pizza în România, pentru mulți. Și pizzaiolo e pizzer sau pizzar. În fine, astea sunt căile de adaptare la diferite straturi ale celor care le împrumută și le vehiculează. Eu am fost convins că rahat e cuvânt turcesc. Așa, și? E cuvânt rusesc. Da? Nu e locum din latină? Ba da, ba da, în original. Uh-huh. Deci... Și în rusă se spune rahat? Interesant. Foarte interesant. Facem niște descoperiri uluitoare, într-adevăr. Apropo de asta, există ideea de cultură majoră și cultură minoră? Hey. Pe mine mă calcă pe nervi ideea, dar întreb. Există, pentru că s-au făcut atâtea teoretizări și atâtea separări și distincții de genul ăsta, da, nu, pentru mine e cultura. Cu cât mare, pentru că este o componentă a vieții noastre de oameni care cu asta ne hrănim, care merită toată majuscula. Că e teoria că o cultură mare, să zicem spaniola, franceză, italiană, nu se obosește să se muleze pe un nume străin. Păi că e o coană mare, precum chirița. Și nu trebuie să facă niciun efort ca să se adapteze și să-și însușească telchel. Nu? De, e o coană mare. O cultură de asta denumește lumea mare. Dar eu mă bucur că suntem în cultura asta, până la urmă, pentru că a vizitat toată planeta. Cel puțin ce a ajuns la noi. Mă face să cred că a vizitat toată planeta. Apropo de asta, la un moment dat am fost în Mongolia. Wow! Și am rămas fascinat pentru că intru în iurtă, intru în casele oamenilor, și văd scoarțe oltenești pe jos, văd desenele pe care le ai tu în toate spațiile populare, spațiile astea de la țară, să cum zicem. Geometrizate așa, nu? Cu seturi. Și mai grav, ai aceeași cromatică. Asta am văzut noi în Mexic. La ceramică și la artesania popular. Și ne-a frapat. Ne-a vrapat extraordinar de tare, pentru că distanța între Mexic și România e aia care e. Da. Nu te-a sau v-a tentat scrisul? Scrie. Ce fel de scris? Ce fel de scris? Păi noi scriem. În diferite momente ale vieții noastre, eu pot să vorbesc despre mine. Eu scriu, pictez, cânt. În ce limbă? În ce-mi vine. În ce-mi vine. Pot să cânt în multe limbi. Depinde de stare.
și de scris de-a lungul timpului. Am început să scriu când eram în Toniță. Eseuri. Din clasa 9. Și de atunci, în diferite momente de inspirație, scriu. Am un Mexic care nu iese din mine, dar la care am scris câteva zeci de pagini, începând din momentul în care eram în aeroport la Amsterdam, așteptând să vină avionul pentru Ciudad de México. Când ați tradus piesele, v-ați certat? Am polemizat. Ne-am aprins, ne-am susținut, pentru că noi devenim foarte polemici, că suntem doi filologi și doi oameni structurați, diferit, foarte diferit. Am înțeles că ești în unghiul drept, e pe Nu bune. neapărat. Însă, eu sunt mai colțuros, ea este și Iunia când susține un punct de vedere și ia o poziție intelectuală, Rămâi lângă. nu, e nevoie să fii pe baricadă. Și eu am și intransigențe și am și... Bun, și ne epuizăm în argumentări, pentru că intelectualii asta știu să facă, să argumenteze. Și să se epuizeze, să fumeze foarte mult, să le cadă ochii în gură, cum se spune, și să ceară la un moment dat o pauză ca să ne odihnim și la creier, că nu mai funcționăm, o luăm raz. Dar și aia e o parte foarte frumoasă. Mai aveți proiecte de traduceri În momentul de față? de teatru? În momentul de față nu, nimic. Dar n-ați zice nu că dacă vi se Nu. propune. Nu, eu mi-aș dori un roman, mi-aș dori să traduc ceva din franceză, că n-am tradus. Mi-aș dori să o traducem pe Paula Capriolo și să fie un editor în țara românească care să simtă valoarea acestei autoare care trăiește la Milano și e și ea traducătoare din limba germană. Dar teatrul vă mai atrage? Foarte tare. De ce? Teatru e în noi. Chiar e în noi, ne place la nebunie. Nu e. Mă rog, și teatru, și psihodrama, și limbile străine, și să spun tot ce ne atrage. Da, bineînțeles. Avem tot timpul. Și să predăm ne place foarte tare. Ne place pentru că ne-am dorit să transmitem cunoștințele noastre și să transferăm cu pasiune, și pe noi se vede că suntem pasionați de ceea ce facem, oamenilor care sunt setați ca noi și vor să învețe cu motivație și cu dorință și cu talent. Iar Iunia, care e în liceu, la școală, e pe scenă în fiecare zi. Eu mai mult online. Cu aplauze sau fără? Cu de toate și cu critici foarte severe. Care e relația cu limba maghiară? A mea, în momentul de față, Da, te-ar tenta să traduci? nu pot. Nu. Deci eu știu pentru mine și pentru... Eu pot să învăț pe cineva maghiară până la nivelul la care eu am siguranța noțiunilor și cunoștințelor mele. După care nu, mai pot. Nu citesc în maghiară, să ne înțelegem. Știu să vorbesc, vorbesc cu rudele mele până la un punct când ele simt că e mai bine să o dăm pe română, cu cele care vorbesc română, cele care sunt în Ungaria, nu știu română sau nu mai știu, sau așa, e altceva. Dar nu, n-aș putea să traduc din maghiară, n-aș putea să fac un interpretariat în maghiară, nu știu nicio formă. Asta nu. Ce v-ați propus pentru următoarea perioadă? Aveți deja niște proiecte care sunt în desfășurare? Ce ne-am propus? Da. Zic și eu ca majestatea sa Regina Ana, care a răspuns la această întrebare unui reporter, să fim. Și adaug, să fim sănătoși, conectați unul cu celălalt, în cuplul nostru de soț și soție, și în toate celelalte cupluri tango, încă nu dansăm împreună, dar am putea să ajungem și la tango.
Și da, să avem lucruri care să fie făcute împreună în povestea asta, traducerii, da, cu siguranță. Și a scrierii, de exemplu, porniserăm cu ideea să scrie fiecare despre întâlnirea lui cu Mexicul. Și să fie două povești, a mea și a Iuniei. Eu ajungând în iulie, Iunia ajungând în octombrie, în Mexic și întorcându-ne amândoi cu același avion, în decembrie. Am uitat Ce? să întreb un lucru. Anume. Care e relația sau care e posibila relație din punct de vedere al traducătorului cu Caragiale? Mie îmi place foarte mult Caragiale. Nu mi-am propus niciodată să-l traduc în nicio limbă. Îi admir pe cei care au făcut-o. Știi că mi-a venit în minte că am tradus din franceză? Eugen Ionescu în spaniolă. Cinci piese scurte, spectacolul ăla care s-a jucat la Odeon și a fost excepțional, al lui Dabija, care ar fi fost să aibă un turneu în Spania. Și l-am tradus împreună cu un prieten de-al meu, traducător și el, David Grau. Deci am tradus Eugen Ionescu din franceză, texte grele, foarte grele, în spaniol. Dar fără David n-aș fi reușit. Asta e clar. Deci am tradus și din franceză o piese de teatru. Cinci piese scurte. Nu e un pic bizar să traduci dintr-o limbă pe care ai învățat-o, în altă limbă pe care ai învățat-o, tu fiind nativ în altă Ba limbă? da, dar eu cred că asta este o mare provocare și o mare bucurie să ți se întâmple chestia asta. Pentru tine, da, dar din punct de vedere cultural și chiar moral, e corect? Eu cred că etica traducerii zice așa, tu ești român. Atunci, și cunoscător de italiană, atunci tu traduci din italiană în română. Nu invers. Și e ceea ce noi am făcut. Cu excepția acestei situații în care eu am tradus din franceză în spaniolă, pentru că nu știu de ce. Că mi-a zis Tramara că e nevoie de textul ăsta de tradus, cine să-l traducă în spaniolă, într-un timp în care așa, știi franceză, te descurci cu franceza, înțelegi? Da, știi textul, cunoști spectacolul, că-l văzusem de câteva ori, care e problema? Și m-a aruncat. Pentru că nu s-a mai făcut din motive subiective acest turneu, Da. am tradus șefele în spaniolă. Spectacolul de la urmă. Revenind un pic la moralitate, cine în afară de tine însuți poate să te verifice? Iunia. Să-ți certifice că ce faci e ok, că ce ai făcut e ok? În laboratorul intim sau ieșind Sau, la după ce ai finalizat traducerea, publicul, cititorii, cei în mâna cărora ajunge traducerea sau la urechea cărora ajunge textul de pe scenă. Păi ei validează, nu? Sau invalidează. Dar noi nu avem o cultură a criticii traducerilor, pentru că apar niște lucruri care n-ar trebui să iasă. Dar noi nu avem cultura asta a criticii traducerii. Unul din lucrurile pe care nu le avem în lumea traducătorilor. Eu nu sunt în nicio breaslă. În asociație de traducători, Cine ar trebui să o facă? cei îndrăgostiți de traducere și care vor să se pună într-o poziție de apărători ai, nu vreau să zic purității, ai demnității acestei profesii. Și nu ai putea începe tu să faci asta? A, nu, De ce? nu. Non sono fatto per fare cose del genere. Per niente. Nu. Am în viața mea alte misiuni decât asta. Și nu am nicio voluptate să ies în față cu povești, adică m-am retras de la catedră fără să am nicio strângere de inimă, am copilărit 4 ani în psihodramă, am lucrat, m-am format, m-am dezvoltat în foarte multe sensuri, mi-am completat multe alte lucruri, nu.
Nu, eu după piața universității am înțeles că nu sunt făcut să fac când eram golan în piața universității, în anul întâi de facultate. Nu sunt făcut să conduc cauze. Nu. N-am intrat în niciun partid ca să-mi păstrez dreptul de a critica pe toată lumea care greșește sau nu face cum consider eu că ar fi de făcut. Am rămas monarhist de atunci, din 90, și cam asta. Și foarte atipic. Sunt catolic, romano-catolic, Iunia ortodox. Ca să arătăm până la capăt cât de diferiți suntem și cât de în, cum să zic, completare și în armonie cu lucruri care polarizează lumea în toate felurile. Dacă ți-aș da o foaie de hârtie albă acum, azi, ce faci? Ce-aș face? M-aș întreba ce să fac cu ea. Și te-aș întreba pentru ce e. Să-ți las numărul de telefon. Să-ți scriu ce-mi vine în minte, să o iau pur și simplu și să fie pagina albă care e începutul a ceva nou. Să-ți mulțumesc pentru această întâlnire foarte plăcută. Am uitat ceva? Sau, altfel spus, ai Eu? vrea să te fi întrebat ceva ce n-am întrebat? Asta e întrebare psihodramatică, să știi. Întreabă-mă de ce am tradus atât de puțină literatură. Roman. Până acum. Păi da, am început să traduc din 93 și suntem în 2023 și eu am tradus 3 romane. Da, l-ai tradus bine, probabil. Foarte bine. Și care ar fi răspunsul? Răspunsul e întreabă-i pe editori, întreabă-i pe cei care mă cunosc, pe profesorii mei, pe colegii mei, pe cei din Breazlă. Și poate că ei au răspunsul pe care eu nu-l găsesc. O să intru. Mulțumesc mult. Cu Mi-a drag. făcut mare plăcere. Și mie, Zomir. Îmi dai foaia cea albă? Nu. Dar tu ce ai face cu ea dacă eu aș rupe-o de acolo și ți-aș da-o ție la încheierea întâlnirii noastre? Eu aș încerca să fac un origami pentru că nu știu să fac origami și sunt foarte interesat cu timpul să fac ceva ce nu știu. Bine, atunci abia.